Hey, don't wait. Suntem în poligonul Smârdan, în cadrul exercițiului multinațional Justice Eagle. Experiența a fost una foarte bună. La finalul exercițiului multinațional am fost în măsură să raportăm misiune îndeplinită. Beneficiile alianței a fost îmbunătățirea interoperabilității și, ca să însumesc tot într-o frază, împreună suntem mai puternici. Numele meu este Colonel Costaru. Sunt comandantul brigăzii nouă mecanizate, care este situată în Constanța, și am venit în acest poligon pentru că parte din unitățile mele execută un exercițiu cu trageri de luptă, combinat cu partenerii noștri strategici, partenerii americani. Și am vrut să văd practic o secvență din acest exercițiu astăzi. E foarte bine pentru că
Odată crește clar încrederea în alianță, în alianța nord-atlantică. Cred că prin dislocarea și creșterea efectivelor pe teritoriul României s-a demonstrat coerența și faptul că alianța poate disloca și poate sprijini întreg flancul estic, întreg flancul estic al alianței nord-atlantice. Pe de altă parte, faptul că lucrăm împreună, pentru că la această oră sunt mai multe națiuni care au dislocat trupe, vorbim de Olanda, vorbim de Franța, vorbim de Italia, vorbim de Germania și, bineînțeles, Statele Unite. Toate țările care s-au dislocat pe teritoriul României practic arată solidaritate și faptul că sprijină întreg flangul estic. We're here in Romania with the 2nd Cavalry Regiment and the Romanian Army, just doing training together and showing our ability to work together whenever we need to be. We really just get a chance to learn a lot from the Romanians and see how their army operates and how it operates with ours, and just show like how well we can link in with each other and do our jobs together whenever NATO needs us to. So we were deployed here to reassure allies, deter aggression, and support the alliance. So 2CR is a striker cavalry regiment. What it brings to the fight is it is one of the most mobile motorized units that we have. It can bring everything from artillery, mortars, anti-tank capability, communication platforms, and a bunch of infantry soldiers that can do multiple role of tasks. And so it is a very unique unit that is rapidly deployable, and it is trained to rapidly respond across Europe for any type of mission requirements.